Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă în cadrul concursului de titularizare. La nivelul județului Argeș, procentul notelor peste 7 este de 56,59%. 348 de candidați au obținut peste 7, dintre care 4 candidați au încheiat examenul cu nota 10. Procentul candidaților care au luat peste 5 este de 83,09%, cel mai mare din ultimii 5 ani. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 708 candidați argeșeni din totalul celor înscriși de 816. La această sesiune, 84 de participanți s-au retras din concurs, unul a fost eliminat, iar lucrările a 8 candidați au fost anulate în centrele de evaluare din motive legate de nerespectarea metodologiei. Rezultatele finale se vor afișa la sediul inspectoratului și pe site-ul titularizare.edu.ro în data de 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată minimum 5.